Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod de la mine pe canal. După cum știți, zilele astea nu am făcut live, adică ieri nu am făcut după weekend și nici astăzi nu o să fac, dar v-am pregătit acest episod cu un draft. O să facem un draft highlighted, o să luăm cei mai buni jucători și o să vedem ce update primul ar fi, pentru că iată s-a băgat un update, dar înainte de asta nu uitați să apăsați butonul de like, poate facem și noi, nu știu, 150 like-uri dacă vă plac drafturile. O să mai facem dacă vă plac drafturile și nu uitați să vă abonați la canal cu tot cu clopoțel ca să facem și noi 19.000, acolo să mergem încet încet spre 20.000. Toate acestea fiind spuse, hai să dăm drumul la treabă. Da, iaptă că cei de la eSports ne cam trolează puțin pentru că am primit un update de 4 giga, aproape 5 giga și aparent apare a blank la Liga Santander, broadcast package remained on screen until the title was closed. Deci doar ăsta este singurul update de 5 giga, ăsta este singura problemă și asta e la turnee, nici măcar nu e la Ultimate Team sau ceva. Vom intra în draft cu 15.000 de coins. Direct și o să vedem ce formație primim aici. Avem un 4-5-1, un 5-3-2, un 4-2-2-2 pe care cu siguranță o să-l aleg pentru că nu o să joc 5-2-2-1 sau 5-2-1-2. Deci o să mergem pe acest 4-2-2-2 și hai să vedem, capitanul echipei este nimeni altul decât Lionel Messi, dar va trebui să-l țin pe bancă. Va trebui să-l țin pe bancă, o să-l iau pe Messi, clar, dar va trebui să-l ținem pe bancă. Hai, o să luăm ușor-ușor și o să începem, zic eu, cu portare, cu atacanții. Emoții. O să începem cu cei de atacanți. Hai să vedem, primul atacant al echipei este Correa Sise. Eusebio Prime Moment. Mamă, va fi, deja începem bine, va fi spectacol. Hai să vedem. Poate aici vine Cristiano Verde. Ronaldo Prime Moment. Oh my god. Incredibil ce start. Deci ce start acest draft. Mamă, sper că am dat recording, da, am dat. Ce start. Hai să vedem. Ce am Ronaldinho prea moment, doamne, va fi un draft fantastic, deci, nu știu, da, Zidane, mamă, incredibil, Riquelme, clar, o să merg pe Zidane, dar fraților, nu uitați, o scurtă pauză aici, nu uitați să lăsați în comentarii, m-ar ajuta foarte mult să lăsați în comentarii challenge-uri pentru draft, pentru că o să fac cât mai multe drafturi până la începutul, până la sfârșitul sezonului de FIFA 20 și la începutul sezonului de FIFA 21, o să fac cât mai multe drafturi, așa că lăsați acolo în comentarii, mergeți chiar acum, tu dacă te uiți, mergi chiar acum în comentarii și lasă-și tu o idee acolo, ce să facem noi la acest episod de draft. Pentru că la următorul episod de draft, de fapt, îmi pare rău. Pentru că m-ar ajuta foarte mult să-mi dați idei de drafturi, challenge-uri de drafturi. Iar eu le voi alege pe cele mai bune și le voi face în următoarele episoade. Hai să continuăm cu CDM-urile. Deci, fantastic, 4 icon-uri aici, o să iau, avem în Didim, Babu Shapeshifter și Lucas Leiva Team of the Season. Sincer să fiu, aș putea să merg pe Tonali, dar voi lua, pe Babu, dar voi lua Tonali. Voi lua Tonali aici. Sper să dea ceva bun pe CB, să putem să legăm. Hai să vedem aici, al doilea CDM este Mendy. No, este un draft, e broken, e bun acest draft. Fantastic pick aici. Nu știu dacă am făcut bine cu tonalul ăsta, dar vom vedea. O să luăm prima oară fundașul stânga, Alex Perez ar fi perfect pentru un link bun acolo. Dar mergem, avem Grimaldo, Renato Sanchez cred că ar fi cel mai bun aici. Da, o să iau Renato Sanchez fiind cel mai bun. Și o să mergem pe RB. Hai să vedem ce luăm aici. Din nou, nu știu ce ne-ar putea da aici, Kappa, aparent e cel mai bun pic, am putea lua Adama pentru Pace, ce părere aveți voi aici, nu știu, sincer să fiu, aș putea lua Kappa sau Adama, o să merg cu Kappa, Adama nu este foarte defensiv, poate prindem un Ramos aici, sau un Varan toți, cine știe, hai să vedem fundașii centrali, urmă pe cel din stânga, un Titi, Varan, Van Dijk, Hunter, grea alegere pentru că nu știu dacă să-mi dea Alvaran aici, dar o să merg pe Virgil van Dijk. Hai să vedem. Al doilea fundaș central este Marquinhos Smalling, Team of the Season, abia a apărut, dar va fi foarte greu de legat Smalling. Cred că cel mai bun pic aici ar fi, nici știu pe cine să iau aici, vă zic, încerc să merg pe Smalling ăsta, poate te dă cu Tonali, deci e ok, nu-ți iau portarul încă, o să luăm rezerve, hai să vedem, oricum atacul e senzațional. Senzațional atacul, nu cred că am nevoie de nimic, atenție, vine Chiellini, pe care îl voi lua pe Chiellini aici, pentru link-ul cu Tonali. Hai să vedem, poate vine și Varane acolo, Gareth Bale, Jimenez, Ricardo Pereira sau Trent Alexander-Arnold pentru Van Dijk. Va fi un chus foarte rău, mă cu rechii dreapta foarte tare, va fi un pic foarte, foarte greu, va fi o alegere foarte grea, dar voi merge pe Arnold. Hai să vedem mai departe, ce avem aici, Sandro, Andanovic, Suarez, meh. O să iau Handanovic sau Sandro, nu, Alexandru, mamă, și perfect, uitați cum facem link-ul.
Vine Sandro aici, intră Kelly aici, care primește două linkuri verzi. Aici intră Teret Alexander Arnold și rămâne un Van der Sar în poartă și deja avem 100% chemistry. Mamă, e tank rău. Da, trebuia să facem un pic de genul. Hai să vedem. Gnabry, Sterling, Gnabry. Vă lua super sa pe Serge Gnabry. Hai să vedem Salah, Aubameyang, Aubameyang sau Salah, dar o să merg pe Aubameyang. Mergem mai departe, unde nu avem un pic foarte senzațional aici și să vedem din nou, nu primim ceva foarte bun, o să luăm Otavio. Deci nu cred că va prinde și măcar banca de rezerve, fiind cea mai high-rated. Da, aveam nevoie de Frăzinescu de la Iași, îl voi lua pe el, chiar aveam nevoie de el. Varan! Să fie iar oare Varan acolo cu Capa și cu Kanté, dar nu cred, nu, cred că o să rămână apărare așa. Bonucci, da, na, Kelly e mai bun, cred că voi merge pe Hakimi. O să iau Hakimi, deși are Catalyst, nu înțeleg de ce a dat Catalyst jocul acesta, pentru că are full. Ter Stegen, Lehmann, Prime Moments, voi lua aici, hai să vedem ce portar prindem aici, poate ceva mai bun, Van der Sar, nu se dorește a fi Van der Sar, o să iau de Hea, fiind cel mai bun. Hai, repede, o să jucăm cu Lehmann în poartă și hai să punem cu jucătorii pe banca de rezerve să vedem ce ritm facem. Da, cam așa arată echipa noastră, uitasem să iau antrenorul mai devreme și a picat Ilie, cred că îl cheamă, Ilie Poenaru, nu sunt sigur dacă cheamă Ilie, nu știu dacă pot să dau un 3 pe el, să vedem. Pot să dau, nu pot să dau, cred că așa îl cheamă. Hai să vedem ce primim în primul meci, ce adversar avem în primul meci. Lehmann Prime Moment, o echipă foarte, foarte bună, Mardini Prime, dar nu e echipă rea. Icardi de la SBC, Goretzka de la SBC, are o echipă decentă băiatul ăsta cu Davis acolo fundat stânga, e o echipă puternică, zic eu, dar, na, vom vedea. Goretzka pentru Baggio. Baggio, foarte frumos Baggio aici și iată, 1-0, nu lasă când a dus al nostru. Am crezut că face șiuri pentru o secundă. Baggio pasează foarte mult acest bărbat. Adevărat. Maldini. Cardi. Da, incredibil. Iată, cam așa începe draftul ăsta, nu se pare așa. Cu toată echipa la joc. Ronaldo Grasu pasă la Eusebio și reducem din diferență. Reducem din diferență prin Eusebio. Centrarea acum apare Eusebio! 2-2, iată, Eusebio marchează cu capul în minutul 33 și facem 2-2. Revenim până la pauză, ceea ce e foarte, foarte important. Cum un contraatac. Riscat aici Lehmann, dar nu nici nu câștigi. Ronaldo Grăsuț. Hai să vedem pe Grăsuțul ăsta. Hai să vedem pe Grăsuțul ăsta, care cred că e mai grasă decât mine. Hai un pic. Ronaldo. Pasă la Zidane. Un hit to hit la lui Zidane. Zidane! Ce comeback reușim, domnilor. De la 2-0, iată. Fantastic. Zidane face 3-2 minutul 40 și 45. Tonali pasă la Ronaldinho pentru Eusebio. Scapă foarte bine aici Ronaldinho. Nu cred că a fost offside. Zidane acolo se pune mai la paratoa. Nu vine. Pasă la Eusebio. Cred că este hat-trick-ul Eusebio și 4-2 pentru Ronaldo. Eusebio, din nou un borul aici, Eusebio, am încercat ceva să fie aici, da? Putea să intre. Zidane. Eusebio, poker din partea lui Eusebio și este 5-5-2. O intervenție foarte bună aici, Ronaldo Grasu și este 6-2. Zidane scapă foarte bine aici, hai să vedem, Zidane, le penalti, e penalti, iată, Lehmann face penalti și hai să vedem. Batem cu Lehmann contra Lehmann, ia să vedem cum execută aici portarul nostru, vom încerca să dăm pe verde Lehmann, a dat pe centru. Mamă. Faul urât din adversarul nostru și avem o poziție foarte bună, atenție, cu Ronaldinho. Hai să vedem. LOL. Mamă, unde are băiatul nostru portarul? Hai să vedem dacă putem să dăm gol. Eu zic că ar trebui să fim foarte ușor aici. Ronaldinho! Grande. A fost foarte ușor cu golul ăsta, pentru că am dat portarul în găzit.
Eusebio, pasă la Ronaldo Grasso și spectacol. Și cam ăsta a fost, primul meci, băieți, 8-2, după ce am avut probleme în primele 10 minute ale jocului, după ce am fost conducut 2-0, dar o victorie total meritată, zic eu, adică scorul lui spune. Mergem în al doilea, în a doua partidă. Dar hai să vedem și cel de-al doilea oponent, Team Muki, mamă, cam off chemistry echipa asta, doar cu Gerard, mamă, ce picuri nasoale a avut băiatul ăsta. Ce formație urâtă a ales cu atâtea link-uri, n-aș juca, nu știu cum aș putea juca echipa formația asta, nu știu cum mai putea să legi doar din aceeași ligă, altfel nu îmi prea echipa. Zidane. Vine Ronaldo Grasso. Ce faci Ronaldo? Rămâi acolo? Ale Ronaldo Grasso. Mamă, ce pasă dă Zidane, bă, băiatule. Hai să vedem. Eusebio se bică și este 1-0. A pus pauză. Hai să vedem Ronaldo Grasso. Vine foarte, foarte bine Ronaldinho acolo, dar excelent Ronaldo Grasso aici. Pasă la Eusebio. Tu caraliu. Zidane. 2-0. Eu pleacă foarte bine Grăsuțul acolo. Grăsuțul nostru. Primește Grăsuțul nostru. Grăsuțul. Fantastic. Ia să vedem aici. Grăsuțul. Vine Ronaldinho. Excelent. Ronaldinho. 3-0. Sandro pasă foarte bună. Iată cu dreptul la Ronaldinho. Ronaldinho. Gran. Autogol Tomori. Pasă la Grăsuțu, se întoarce excelent Grăsuțu și este 5-0. Avem pe Arnold aici. Ronaldo. Eusebio. Ronaldo, 6-0. S-a terminat primul set, domnilor. Doamne, deci băiatul ăsta a ieșit în 85, incredibil. Eu nu pot să cred așa ceva, băiatul ăsta a ieșit la 8-1 în 85, este incredibil ce s-a întâmplat, doamne. Hai să vedem meciul 3 cu FC Tulani, o echipă bunicică, chiar nu era echipa full, aproape full toți, în afară de fundași și centrali, Ronaldo prime moment. Va fi un meci greu. Zidane. Pentru Kanté. Ronaldo, Borro, Ronaldo! 1-0, felicitări! Ronaldo, fermă! Ronaldo prime moment! Du prime momentul! Tu e bun! Ai, uitați-vă la ăsta, mă! Trent Alexander-Arnold, Zidane, Ronaldo, Eusebio, wow! Ce golasul! Gol! E în golul Kanté, Ronaldo prime momentul, fără Zidane, Ronaldo moment! Gol! Kanté. Zidane, gol! Lasă-o! Pleacă
joacă foarte bine aici Ronaldinho Prime Moments. Ronaldinho Prime Moments. Ronaldinho Prime Moments. E un Sebio. Che golazo. Gol! Rage quit? Da, am crezut pentru o secundă că o să-l lasă toate pauzele, sincer vă zic. Dar mergem în final la draft, un match extrem de plictisitor de asemenea, un adversar foarte slab pentru meciul 3, vă zic sincer. Mergem în finală, acolo unde să vedem de cine vom da. Hai să vedem și adversarul din finală, care este Levi 0802, mamă, ce-i fără Levi, nu cunosc numele ăsta Levi. Va pune pauză asta astăzi, să-l scoată pe Gaitan. A prins aici și e 1-0. 1-0 pentru el, de iată, vom avea un meci greu, domnul. Nu se poate, Sandro, e incredibil, 2-0. Ronaldo! Che golazo! Ronaldinho, pasa la Eusebio, 2-2, tanta 2! Cristiano! Leo Cristiano! Golo Ronaldo Grasso! Ce incredibil, Lehmann ia gol prin el, e gata. Da, pierd finala, am dat rage quit pentru că nu mai aveam și șansă, am mai încercat kick-off-ul și am ratat cu Ronaldo Grasso. Nu știu, Bizot acolo a avut o intervenție foarte bună la începutul meciului, care cred eu că au fost decisive, pentru că dacă începeam într-o 2-0 altfel stătea treaba, oricum. Din păcate, pierd finala, hai să vedem ce reward-uri primim aici. Pentru 3 win-uri avem un premium gold player pack și un jumbo premium gold pack. Sper măcar să-mi scot banii, adică cei 15k, măcar să ajung la 2.050.000. Hai să vedem, o să deschidem jumbo premium gold pack. Prima oară, 24 de iteme, 7 de iteme rare. Hai să vedem, avem un jucător rar aici, dar nu avem nici măcar board. Hai să vedem cine se află în acest pachet. Da, aparent avem pe David Neres de la Atletico, de la Ajax. Slăbuț acest pachet. Nu cred că s-a scăpat. Ultimul pachet, un premium gold player spec. Hai să vedem ce primim aici. Nu mă aștept sincer să fiu la absolut nimic, dar avem din nou un jucător rar, din nou nu este Boris. Din nou vom da fițel la tot pachetul. Și bineînțeles, nu ne vom scoate banii, sau cred că e un cap, exact, nu vreau să mă șel, o să-l pun oricum la licitații și restul de Quixel la tot. Da. Militau la licitații, restul la Quixel. Domnilor, cam atât cu acest draft, vă mulțumesc din suflet că ați stat alături de mine, nu știu cât o să trezi episodul ăsta pentru că s-au marcat foarte multe goluri, dar oricum vă mulțumesc din tot sufletul că v-ați uitat, nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați un comentariu și să-mi spuneți ce challenge-uri vreți să fac la draft și să-mi spuneți cum credeți că a decurs acest episod și cum vi s-a părut. Vă mulțumesc din suflet pentru toată susținerea, nu uitați să vă și abonați la canal și să apăsați clopoțelul, noi ne revedem data viitoare!